Ediția 22-a a concursului național interdisciplinar de matematică și fizică Vrânceanu Procopiu a avut loc în perioada 24-26 februarie la Colegiul Național Ferdinand I Bacău. Concursul este inclus în calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educației. Doi elevi suceveni, ambii de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, coordonați de inspector școlar profesor Ilie Cosovanu, au reușit să se claseze pe podium. Paul Burcă și Maria Cristina Popa au obținut premiul întâi în condițiile în care la concurs au participat 90 de liceeni din mai multe județe ale țării. Subiectele au fost elaborate de o comisie națională, al cărei președinte este decanul Facultății de Fizică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, conferențiar universitar dr. Sebastian Popescu. În cadrul concursului se organizează o singură probă scrisă care conține două probleme de matematică și două probleme de fizică din programa de liceu aferentă clasei candidatului, care cuprinde și materia anilor școlari anteriori. Nivelul acestora este unul de performanță, iar concurenții pot folosi cunoștințe suplimentare față de programa școlară. Distincțiile oferite la fiecare an de studiu sau clasă sunt de regulă un premiu întâi, un premiu al doilea, un premiu al treilea și mențiuni în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.